V-ați întrebat vreodată de ce aleargă oamenii? Ce îi face să încerce să se deplaseze cât mai repede între două puncte ale geografiei, să fie primii care ajung acolo, la limita rezistenței lor fizice și psihice? Recunosc că eu m-am întrebat, dar n-am găsit niciodată un răspuns convingător. Să o luăm de exemplu pe Lidia Shimon, o mare speranță atletismului românesc, care însă s-a împlinit greu, iată-o terminând pe locul al șaselea la Olimpiada de la Atlanta în 1996, la un pas de colaps. Alergând în semimaratonul de la Košice în 1997, când a sosit pe locul al treilea, dar a cucerit medalia de aur împreună cu echipa României, locul 3 de asemenea la campionatele europene de la Budapesta în 1998 și din nou locul 3 la mondialele de la Sevilla un an mai târziu. A fost atât de aproape de medalia olimpică de aur la Sydney în 2000, sosind foarte puțin în urma învingătoarei, o japoneză pe nume Takahashi, complet epuizată pe final, care a păstrat însă un avans minim, Lidia intrând în posesia unei valoroase medalii de argint. A urmat marele său succes la campionatul mondial de atletism din 2001, la Edmonton, când a învins-o printre alte alergătoare japoneze și pe câștigătoarea de la Sydney a cursei de maraton, un succes pe care îl așteptam cu toții ca o încununare a eforturilor și speranțelor în Lidia Shimon. Apoi, pe neașteptate, a urmat declinul. Mai întâi la Atena, în 2004, unde Lidia a fost nevoită să abandoneze, dar și în continuare, până azi, când prea puțin mai știu câte ceva despre Lidia Shimon. Am găsit-o însă noi, la Boulder, în Colorado, un oraș extrem de liniștit, având sub 100.000 de locuitori, pe vremuri doar o bază pentru minerii veniți să descopere aur și argint în împrejurimi, care este situat la 30 de kilometri de Denver, la poalele munților stâncoși. Am găsit-o la casa ei, împreună cu soțul Liviu Shimon și cu băiețelul Cristian, născut cu 3 ani în urmă. De alergat, sigur, aleargă, dar acum în Statele Unite, așa cum vă veți convinge în continuare. Place în America? Îmi place din punct de vedere al liniștii și mă pregătesc mult mai liniștită și nu este stresul atât de mare. E un confort. Da, un confort mai bun. E o siguranță. Da. E o civilizație. O civilizație. Dar îți lipsește ceva. Ca în orice lucru bun este și o negație și... îmi lipsește foarte mult. Prietenii. Prietenii. Familia. Familia mama. Foarte mult. Mama, în special. Spune-mi câteva cuvinte despre mama ta. Este mama 5 copii. Oh. Eu sunt cea mai mare. Și din ce mi-am dat seama, are încredere în mine și în sfaturile pe care, de fapt, noi două ne sfătuim foarte mult. Și ne încurajăm într-un fel. Unde stau? Unde e mama ta și ceilalți frați? Deci, părinții mei locuiesc în comuna Tulburea, județul Gorj. La Târgu Cărbunești? Pe lângă, da. La cam, să zic, 20 de kilometri de Târgu Cărbunești. De acolo ești de fel? Acolo te-ai născut? Acolo m-am născut. Ești olteancă? Sunt gorjeancă. Gorjeancă. Am terminat ultimii ani din liceu și facultatea în Craiova. Și de acolo... Bineînțeles, am fost ca și sportivă la două cluburi din Craiova. Pe parcurs m-am mutat la București. Ia, și mai nou în America. N-a fost ușor acasă. Cu 5 copii, o mamă, o familie modestă, săracă? O familie modestă. O familie modestă în care mă întreb acum cum au reușit să ne crească în vremurile respective. Și să ne dea o educație atât de bună. Au reușit. Au reușit, da. Ăsta micu s-a născut aici, Cristi. Da, pe Cristi l-am născut aici. Soțul meu a antrenat două sportive pe vremea aceea când eu eram însărcinată. Și am stat împreună aici și ne-am decis ca Cristian să se nască în Statele Unite. Așa că e cetățean american. Da, este cetățean american și român. Și român, totodată. Da. Ceea ce voi nu sunteți. Voi sunteți doar cetățeni români. Noi suntem cetățeni români cu viză. Domiciliu din când în când aici, sau mă rog, da, cu un
cum să spun, cu o proprietate în Statele Unite, cu una în România, cu o casă de vacanță pentru 2 săptămâni în Mexic. O să alerge, o să fie sportiv. E foarte vioi, l-am văzut că e plin de energie. Păi genetic ar trebui, genetic. Da. Dar din îndrumarea mea nu mi-aș dori foarte mult. Cât de mult ți l-ai dorit pe Cristian? Am întrerupt în 2001, dorindu-mi un copil, exact când eram în glorie, în cele mai mari forțe ale mele. Deci după Olimpiada de la Sinaia, obținând medalia de aur la mondiale, mi-a dat o încredere puternică, dar am zis, am obținut destul, îmi doresc un copil. Dacă voi reuși să mai revin după naștere, voi continua cu sportul. Dar în primul rând, pentru mine copilul este mult mai mult decât o medalie de aur la un joc olimpic. Decât orice trofeu. Succes. Avem un prieten aici în America și îmi spune, într-o seară îmi zice, așa supărat, auzi, tu 24 din 24 de ore te gândești numai la Cristi? La Liviu nu te gândești? Și am început să râd din onic și am zis, Cristi este un copil care este numai de 3 ani și normal că îi trebuie atenție foarte din partea părinților. Asta nu înseamnă că nu îi acord o atenție destul de importantă sau destul de mare soțului meu. Deci, dovada cea mai mare că l-am lângă mine și că n-am putut să-l las în România pentru nimic. Am încercat și n-am reușit. 6 luni am fost pur și simplu, parcă cineva mi-a rupt o parte din inimă și e departe de mine, când n-a fost. Mai îți dorești încă unul? Da. Un frățior sau... Da, dar în momentul când mă voi decide, nu voi mai încerca să fac sport de performanță. Când s-a terminat? Da, niciodată nu o să renunț la sport. Asta este clar. Cum adică? Voi alerga în permanență. Bun, sunt niște limite. La un moment dat nu vei mai putea face sport de mare performanță. Voi alerga din plăcere, voi plăti ca să alerg la cursa respectivă, nu voi primi bani ca să alerg la cursa respectivă. Doar din plăcerea de a alerga. Plăcere. Bun, de ce îți dorești să alergi în continuare? Nu știu. Pentru faptul că de fiecare dată mi-a fost foarte greu după un maraton și după nici cel puțin 2 săptămâni m-am decis să iau startul la altul. Și nu știu de ce. Și nu știi de ce? Nu. N-ai aflat? Nu. N-ai ajuns la 33 de ani, aproape? Nu. Și n-ai aflat încă de ce alergi? Nu. Bănuiesc că asta... Ce te face să alergi? Am gustat din marea performanță, din succes. Din victorii. Din victorii. Și asta este foarte greu să renunți la lucrul ăsta. E, da și nu. Aici un pic mă duci cu vorba și cu zăhărelul, ca să spunem așa, pentru că nu e numai asta. Tu mi-ai spus adineauri că tu vei alerga chiar atunci când nu vei mai putea obține succesele de... Da, mi-este teamă să rămân închisă în casă. Prin asta mă exteriorizez, prin faptul ăsta. Și dacă o să găsesc o slujbă în care o să stau într-un ofis... O să mori. Acolo te sufoci. Viața mea a fost să alerg, cred că... Toate lucrurile astea parcă ar fi venite de undeva. Deci, mie... Poate de mie sus. Mi se... Nu știu dacă de sus, dar mie mi se... Din naștere am avut talentul ăsta. Pentru că e clar, în familia mea au încercat să alerge și n-au reușit. Deci, genetic, numai eu am fost făcută pentru lucrul ăsta. Și eu nu pot să renunț la el. Și asta este un mister. Pregătirea este în mod special pentru campionatul mondial de atletism de anul viitor. Deci voi încerca pentru anul acesta să alerg probe de 10.000 și semi-maraton. Cu speranța că mă vor întări pe pe viteză și spre sfârșitul anului voi încerca un maraton cu dorința de a obține o calificare pentru campionatul mondial de anul viitor. Ai nevoie de calificare. Da, bineînțeles. Campionatul mondial de anul viitor se ține unde? Campionatul mondial de anul viitor se ține într-o țară în care sunt foarte mult iubită. Japonia? Japonia. Și din punct de vedere al încurajării și al suporterilor, nu am nicio problemă. Unde? Și se va ține în orașul Osaka, unde eu am câștigat de... Osaka, iartă, mă-mi dau seama acum.
singur. Unde eu am câștigat. Lidia. Păi imaginați. De 3 ori la Osaka. Da. Maraton formidabil. Deosebit mii de participanți de valoare. Ești, într-adevăr, iubită și adorată de japonezi, așa e? Da. A, deci va fi pe traseul preferat, să zicem, nu? Traseul preferat. Singura problema este șansa care ar trebui să o am. Ar trebui să nu lipsească, să nu se mai întâmple niciun accident, să nu mai am nicio problemă de sănătate. Iar din punct de vedere al psihicului, eu vreau să ajung acolo.場内の争いはありました。しかし外国人選手2人による2人目は大会初まって以来であります。まさに42キロ走り終わった2人とは思えません。優勝22回、シモンの優勝3回。まだ差は広がっていません。さあ、いよいよあと40メートル。早くも手を挙げています。去年は全ての大会が3位でしたが、 Ai avut probleme foarte serioase de sănătate. Sportul de performanță, cum spuneam și cu altă ocazie, nu este fitness. Este suferință, este efort și cu probleme de sănătate. Deci, probabil efortul depus în trecut, acum aș spune cuvântul, și nu pentru că mi-a plăcut să merg într-o discotecă sau pentru că și a doua zi te antrenai. Da, nu. Am neglijat într-un fel sau altul. Deci am încercat tot timpul când m-am antrenat să mă și odihnesc, să am o refacere foarte bună, dar din păcate organismul cedează, nu este o mașină. Și o mașină de multe ori cedează. Bine, tu ești și pari foarte firavă. Par firavă, dar de obicei când eu alerg într-o cursă, dacă v-ați dat seama, nu prea se observă dacă eu am vreo problemă sau nu. Nu. Și din păcate, după fiecare cursă, mi-aduc aminte medalia de bronz de la Sevilla, am obținut o performanță extraordinară, ținând cont că a doua zi m-am operat de apendicită. Vă dați seama, înainte de competiție, stări de vomă, nu știam de unde, am luat startul, am terminat pe locul 3. Și ai descoperit apoi că durerile erau de la apendicită? Nu am descoperit, au pornit niște dureri îngrozitoare, n-au știut de la ce, m-au dus la centru de medicină și a doua zi m-am operat. Dar cum poate să alerge cineva cu asemenea dureri? Durerea face parte din viața ta și din obișnuința. Din obișnuința mea. Imaginați-vă să alergi cu fractură de bazin un maraton, indiferent ce timp obții sau ce loc obții, îl alergi, îl termini. Da, cum s-a întâmplat în 2003 la Chicago. Deci, de obicei nu prea îmi place să vorbesc de lucrurile astea, dar e bine să fie cunoscute că îmi doresc să continui, îmi doresc pentru că am promis. Asta e cel mai important și e adevărat, eu cred și simt că s-ar putea și mai mult ca sigur că o să-mi revin. Nu se poate, nu se poate. Am avut prea bune performanțele în trecut și prea naturale ca să nu pot să-mi revin acum. Este adevărat că eu ca sportivă nu pot să pun pe masă mâncarea omului sărac, dar când se uită la televizor, când mă privește, când alerg pentru România, sunt convinsă că are o mulțumire sufletească. Alergi, deci eu alerg și pentru el. Deci alerg pur și simplu pentru toată lumea. Nu numai pentru simți mine. Simți asta? Da, simt asta. Te simți așa? Deci eu n-am renunțat în niciun fel să pot să alerg pentru o altă țară și n-aș putea niciodată. Indiferent câte persoane, 100 de persoane să vină lângă mine să-mi spună lucrul ăsta. Și ocazia a fost. Imaginați-vă. Alergi și pentru frații tăi de acasă și pentru mama ta care a rămas acolo? Mama niciodată n-a fost mulțumită de rezultatele mele. Nu? Mulțumită în ce sens? De fiecare dată când am obținut un loc 2, 3, niciodată nu mi-a zis felicitări. Așa e că puteai locul 1. Și tata, auzi, așa se vorbește la țară, auzi femeie, fata a venit pe locul 2 în lume. Știi, tu înțelegi asta? Zice, nu, eu vreau locul 1.
Și am reușit în 2001. Și atunci a fost prima dată când mama m-a felicitat personal. Haideți să-l ascultăm puțin și pe Liviu Șimon. Era o întrebare pe care mă pregăteam să ți-o pun. Voi ați fost, practic, nu știu dacă cuvântul e bun, repudiați de Federația de Atletism. Ați fost îndepărtați, uitați, scoși din lot. Domnule, nu mai există pentru Federația Română de Atletism Lidia Șimon. Noi încercăm prin propriile noastre resurse și ca să putem să investim de la noi, din buzunar, bineînțeles că la ora actuală suntem pe buzunarul nostru, cum se spune, să ne facem datoria exact cum am făcut-o și când am avut un sparring partener, când am avut un asistent, un doctor. Nu este normal ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, din cauza, nu știu a cui, nu pot să spun că e de vină ăla sau nu știu cine, probabil că rezultatele lui Lidia, așa spun alții, dar... Din perioada în care a și născut. Da, deci după ce Cristi când a venit pe lume, s-a întâmplat niște accidente care mulți le cunosc, mai puțin vor să spună că a fost într-adevăr sau nu, dar Lidia încă nu a cedat. Lidia, cum s-ar spune, nu și-a terminat treaba și vrea să meargă înainte. Sunteți convinși de asta? Suntem super convinși că eu văd Lidia că are momente când vrea să cadă, deci vrea să spună am terminat cu sportul, dar mâine zice vreau din nou să ajung ceea ce am fost odată. Și cred că poate, că are voință, are ambiție mare, deci și vorba aia e și tânăr. Deci nu are o vârstă unde poate să spună gata, am terminat cu sport. Lidia speră Olimpiada din 2008 să fie pentru ea nu numai ca participare, să poată să fie chiar în primele șase. E un obiectiv? E un obiectiv, da. Deci ea a văzut că altele care au ajuns la o vârstă mai înaintată decât ea au putut să facă lucruri interesante și chiar surprinzătoare pentru ea și pentru mine. Și ea acum încearcă să-și facă datoria, deci mai mult pentru ea, bineînțeles, și să demonstreze celor care probabil n-au încredere că Lidia va mai putea să facă sport de performanță, mare performanță. Liviu, care e specialitatea ta? Știu că ai terminat institutul de specialitate, ești antrenor, dar care este specialitatea ta? De la ce ai plecat? Ai făcut sport? Ce fel de sport ai făcut? Da, eu în tinerețe am început să joc fotbal de la 10 ani în județul Bistra Năsăud. Fotbal? Fotbal, da. Cum ai ajuns la atletism? Eu am fost talentat de mic și am fost chiar primit în lotul național de juniori. Am făcut 150 de metri în 85-86 cu doamna Mușat. Pe urmă, bineînțeles, am terminat... Deci cu fotbal am plecat în armată, după armată m-am întors înapoi. După 90 am venit la Craiova unde am lucrat la un restaurant particular la sora mea. Am dat... A fost chelner? Am fost ospătar. Ospătar? Da. Și lucrând la sora mea la restaurant am dat și examen la facultate, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, la Craiova, unde am terminat 3 ani. Pe urmă am plecat la Spirul Hare la București și în 98 am dat licența la Academia Educație Fizică și Sport în București. Când ai cunoscut-o pe Lidia? Pe Lidia am cunoscut-o în 92. Erai la Craiova? Da. Chiar atunci eu o serveam pe Lidia și a fost ziua ei și dintr-o glumă... Am cunoscut. Hai, servește-mă mai repede. De ce mă servește așa încet? Că mi-e foame după antrenament. Cunoscând-o pe Lidia, ne-am cunoscut așa, să zicem, vreo 6-8 luni. M-ați apropiat unul de altul? Ne-am apropiat și în 93 ne-am căsătorit. Și atunci ai hotărât să devii și antrenor de atletism? Și în 93, da, fiind amândoi, Lidia? Fiind amândoi studenți la aceeași facultate, am hotărât ca să cădem de acord ca să, deci când o să-mi termin eu facultatea, da, când o să-mi obțin licența, să pot să devin antrenorul. Nu știu chiar dacă ar fi fost a ei în prima fază,
A fost faza ultima. Da, așa s-a potrivit. S-a potrivit, 98, da, când am luat licența. Acum ai și alte elevi, ai avut și alte... Am avut, da. Atlete în pregătire. Am avut. Și ai rămas cu Lidia? Am rămas decât cu Lidia în momentul de față. Cea mai bună atletă, cea mai bună elevă, da, a ta. Cea mai bună elevă, cea mai silitoare, bun, cea mai... Bun, te pricepi, e suficient pentru Lidia? E o probă grea, trebuie să fie o specializare foarte exactă pentru pregătirea unei asemenea probe? Din acest punct de vedere, eu cred că nu numai eu pot să spun că trebuie să vin cu ceva idei noi sau cu ceva metodică nouă. La, deci trebuie să fie și sportivul care poate să, sigur, să înțeleagă și să fie foarte silitor. Că degeaba îi spun eu, ieși la 9 la antrenament, nu ies că ies la 11 și sunt obosită. Și nu ies, așa nu poți să faci. Trebuie să ai, Lidia este foarte ambițioasă. Lidia e silitoare. Silitoare, deci are toate calitățile astea care, într-adevăr, și eu cu ea și ea cu mine, deci putem să arătăm că putem să facem. Deci, asta e ambiția, de a arăta tuturor că voi doi puteți să faceți. Da, bineînțeles. Deci altfel n-am mai continuat. Dacă Lidia n-ar mai vrea, eu n-aș mai vrea, am terminat cu totul și zicem gata, mâine facem altceva. Dar vreau să arătăm că putem să facem și... Nu zic acum că sunt unul dintre cei mai, nu știu cum, antrenori sau cei mai... N-ai astfel de... Nu, deci, nu. Deci... Chiar dacă eu am fost antrenorul ei la Olimpiadă și am obținut o medalie și a fost argintul și eu, cum s-a spus, că sunt al doilea antrenor. Deci astea sunt normal, dar dacă nu ai omul, deci piesa cu care să o șlefuiești, să lucrezi și ambiția care să... din partea sportivă... Acum l-ai. Atunci, da. Acum l-am, deci mergem amândoi cât putem, facem cât putem, vrem să demonstrăm că într-adevăr a fost cineva lider. Liviu, te văd deosebit de priceput aici în bucătărie, te pricep la toate, faci de mâncare, ești, eu știu, în afară de antrenor, ești și bucătarul lotului. Meseria ca antrenor este o meserie, iar ceea ce fac eu acum pe lângă Lidia, deci mâncare și alte, este o pasiune. Ai o pasiune la bucătărie? Da, mie mi-a plăcut de când eram cu mama, săraca, a murit, deci mi-a plăcut să stau tot timpul lângă ea, să văd cum face, cum pregătește orice și mi-a intrat așa în sânge și chiar... Îți place? Chiar îmi place. Deci e o pasiune. Ce pregătesc pentru Lidia, da, este ceea ce îi place ei. Adică preferată? Dacă spune vreau muși de vită, vreau un pește, vreau o supă, vreau ceva... Să ocupă, deci, Liviu. Deci îmi spune și eu le fac. Ce e asta? Shrimp. Ce șrim, că sunt uriaș. Șrim cu usturoi la grătar. Asta e mâncare de campion? Asta îi place lui Lidia. E o mâncare ușoară, care constă în mai multe. Chiar acum, cum are problemă ea cu tiroida, îi se recomandă să mănânce mai mult pește. Vom ieși acum din Boulder și vom urca curând în plin munte, la peste 2500 de metri, cam cât moldoveanul nostru, pentru un antrenament de rutină al Lidiei. Suntem de dimineață, suntem ora 9 la Boulder, în Colorado. Urcăm pe șoseaua canionului. Ce ai de gând să faci astăzi? Deci, fiind un traseu greu, tot timpul eu și soțul meu îl folosim pentru alergări, pentru dezvoltarea forței și a rezistenței și, bineînțeles, fiind o altitudine mare, ne este mai ușor antrenându-ne acolo. Când coborâm la o altitudine mai mică, antrenamentele de viteză sunt mult mai ușoare, le simțim mult mai ușoare. Deci, astăzi, în program, vom avea o alergare care va avea accent pe urcarea în pantă. Știm cu toții că a existat o perioadă în care ai fost destul de aproape de abandonarea activității competiționale. S-a născut acest superb moștenitor, Cristian. La numai puțin de 4 luni după ce am născut pe Cristian, cred că în organismul meu calciu a fost foarte slăbit. Într-adevăr, în perioada aia am și căzut pe scări
Și am avut o fractură, da. Am avut o fractură de bazin de care eu nu am știut, am crezut că sunt dureri după naștere de bazin. Și am alergat timp de 6 luni cu... Cu dureri. Da, cu dureri îngrozitoare, cu lacrimi în ochi pe fiecare dimineață. Și după 6 luni, după un maraton terminat la 2:40 la Chicago Marathon cu fractură de bazin, am ajuns în România, am făcut control și am descoperit că am fractură de bazin. Ceea ce m-a scos afară timp de 6 luni, încă 6 luni după ce am aflat din competiții. După aceea, din păcate, am tras foarte tare să ajung la Olimpiada de la Atena. Antrenamente foarte grele și a apărut o oboseală cronică, așa. Tot timpul eram obosită și pe bază de oboseală, în timpul cursei, am avut o ruptură fibrilară. M-a scos afară din competiție. Eu când am apărut ca și sportivă, am apărut la un nivel mic și am ajuns la un nivel mare. Pe când după ce am născut, fiind la un nivel mare în trecut, toată lumea s-a așteptat la mine să ajung la un nivel, să fiu la un nivel mare. Și stresul ăsta, vrând nevrând, a contribuit la performanța mea în rău. Bineînțeles că asta a fost numai vina mea, că controlul asupra mea n-a mai fost același ca din trecut. Din păcate, după aceea s-a mai întâmplat iarăși o problemă. M-am pregătit din nou să merg la campionatul mondial, să am o altă pregătire. Cu 3 săptămâni înainte. Să-ți aperi titlul cucerit la Edmonton. Da, cu 3 săptămâni înainte mă simțeam foarte rău. Am mers la doctor, mi-au găsit că am contuzie intestinală, deci intestinul subțire era... Ocluzie intestinală. Da, da. Și a trebuit să am operație în urgență. Am fost la control acum și în 3 ore m-am operat. Deci nu aveam nimic de făcut. S-a pierdut totul. Toate pregătirea. În perioadă de 3 ore. Pentru 3 ore ai pierdut, da, o muncă iarăși de ani de zile. Da. De eforturi, de transpirație, foarte mari și de suferință. Încă o dată încrederea în mine a dispărut. Așa că după ce am avut operația asta am spus și mi-am implantat în creierul meu și am spus așa: indiferent dacă voi mai reuși sau nu voi mai reuși, dorința mea este să reușesc, voi mai încerca și voi merge înainte. Și chiar dacă voi avea eșecuri, este important ce am reușit să fac și este important ce voi reuși. Unde ești în momentul de față cu pregătirea și care este scopul pregătirii? Deci anul acesta o să avem un accent deosebit. O să mă antrenez mai puțin pentru proba de maraton, mai mult pentru probe mai scurte, având în vedere dezvoltarea vitezei. Și spre sfârșitul anului voi încerca un maraton, având în vedere selecția pentru campionatul mondial de anul viitor. Antrenamentele sunt, am de antrenamente foarte bune, chiar la nivelul de care mă antrenam înainte. Dar sănătatea nu e atât de bună și tocmai atunci când trebuie să fac ceva, organismul nu reușește să reziste. E mai abrupt decât am urcat până acum. Da. Și urcăm în munte, în plin munte, sunt munții stâncoși din vestul Statelor Unite. O zonă specială de munți are un nume sau sunt munții de lângă Boulder? Munții de lângă Boulder și acum strada pe care o să alergăm se numește Magnolia. De asta alergătorii tot timpul spun urcăm la Magnolia. Da. Da, e o denumire. E frumos la Magnolia. E frumos, mă îndoiesc la Magnolia, dar cred că e foarte, foarte greu. Da, e frumos pentru cei care nu aleargă. Și e frumos să vii, puțin. Să te uiți, să vezi peisajul, da. Să admiri. Da, de fel eu nu am apucat să văd asta. Pentru că e un traseu foarte greu și nu ai posibilitatea să privești în lateral. La ce altitudine urcăm? Altitudine 2600 de metri. Ești cuprins între 2500 și 2600.
Magnolia Drive, ce nume frumos, este în fapt un drum de pământ bătătorit care șerpuiește prin pădure, trecând peste dealuri și văi, milă după milă, la mai bine de 2500 de metri altitudine. Este probabil locul preferat de antrenament al Lidiei, care continuă așadar să alerge, să se antreneze cu duritate, să viseze totodată la succesele viitoare. Vă mărturisesc că secvențele care urmează au produs asupra noastră o impresie foarte puternică. Mi s-a spus de ce nu mă antrenez în România. Când am venit în 97 aici, așa am descoperit locurile astea în care poți să alergi fără teamă, fără frica că un câine poate să repeadă la tine sau cineva cu gânduri rele poate să se ia de tine. Am zis că oriunde te antrenezi în lumea asta, e important pentru cine alergi și pentru ceea ce vrei tu să faci. Nu e important unde stai, unde te antrenezi sau unde vei trăi în viitor. E important pentru cine cântă imnul și pentru dovada că un mare sportiv oricând are șanse să rămână oriunde. Dar e important ce vrea el pentru țara lui și de unde s-a ridicat. De unde a pornit și de unde i-a fost greu cel mai mult. Sunt locuri minunate și pot să spun că aici nu simt că trăiesc în America. Deci am fost, datorită sportului, am mers foarte mult. Și în America și în Japonia, foarte multe locuri. Aici nu mă simt că sunt în America. Nu știu de ce. Ești ca acasă? Da. Mă simt... Atâta că nu pot să vorbesc limba noastră cu cei din jur. În rest, exact parcă mi-aduc aminte că sunt în Poiana Brașov, numai că în Poiana Brașov, pentru că nu avem locuri unde să ne antrenăm și este foarte aglomerat, este riscul să ai un accident de mașină sau atâtea lucruri se pot întâmpla. În rest, ești ca și în Poiana Brașov. Ce am văzut acum? Acești 7.000 de jumate, acești 12 km, a fost un antrenament mai ușor? Da. Deci, imaginați-vă când m-am pregătit pentru maratonul de la Olimpiadă, o zi urcam mai sus, o zi mă antrenam la 1.700 de metri în Boulder, unde locuim. Și zilnic, la antrenamentul de dimineață, alergam 28-30 de km pe munți. Toată zona asta, muntoasă, în care nu vezi un loc plat, numai deal și vale. Un antrenament greu de 30 de kilometri ai sus la munte, nu mi-aș mai permite să vorbesc imediat după cel puțin o oră. Nu, acum într-adevăr vorbești cu noi, au trecut 5 minute de când ai întrerupt antrenamentul, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Imaginați-vă când am alergat în 98 la campionatul european 10.000 de metri pe pistă. Acel moment în care ultimii 200 de metri am simțit că mi explodează mușchii, dar momentul când am trecut linia de sosire nu se compară cu maratonul. Nu există epuizarea pe care... O are maratonul. Maratonul ai durere și psihică și... Deci total diferită. Nu pot să-mi imaginez. Te rupe fiecare pas pe care îl calci. Da. Ai senzația că
pământul te atrage, te vrea să te înghită cumva. Așa ai o senzație că ți se lipesc toate de pământ și picioarele și... Și că următorul pas va fi imposibil de făcut. Da. Ți-l faci? Da. Totuși. Da. Și următorul. Da, și mă decis să mai alerg și următorul maraton. Spune-mi, tu astăzi, acum, în această clipă, ești la servici? Da. Asta e un serviciu pentru mine. Nu m-am gândit niciodată când am luat start într-o cursă că o fac pentru bani. Pentru că am știut că dacă performanța este și partea financiară este. Dacă m-aș gândi că vreau să câștig suma respectivă de bani, poate n-aș reuși să obțin un rezultat bun. Greu servici ai. Nu știu, este greu, dar cred că multe lucruri în viață sunt grele. Mai dar mi-am ales totuși o probă în care trebuie să fie exact cum v-am spus, cei 90%. Psihicul trebuie să fie foarte puternic. Gândirea și orice clipă în cursa de maraton, deci să nu existe nicio ezitare, să nu existe nicio încredere că tu nu poți. Deci, ce rămâne? Celălalt 10% ce reprezintă? Cred că șansa pe care eu n-am avut-o la Sydney. Deci, în fața lui Dumnezeu o spun tot timpul, am fost un om norocos. Îi mulțumesc că m-a ajutat să obțin locul 2. Dar cei 10% îi consider neșansa, clipa de ezitare, clipa de neîncredere pe care am avut-o în momentul când colega mea s-a rupt de mine. Asta e. Și asta a fost. Și cu cât înaintez în vârstă, îmi pare și mai mult rău. Pentru că simt că șansele sunt mult mai mici de a lupta pentru o medalie de aur. Vreau să-ți spun o întrebare. A fost o dată și un film, dar cred că se potrivește foarte bine. Alergătorii de curse lungi sunt destul de singuri. Această singurătate a alergătorului de cursă lungă? Singurătate, sensibilitate? Deci, tocmai de asta, cel puțin mie, îmi place natura și îmi place foarte mult să stau singură și să meditez. E singurul loc unde mă pot relaxa după un efort mare. Eu cred că tu stai singură în lungi de curse, de atrame, de curse pe care le faci. Da. Acolo ești tu singură, tu cu tine însuți. Da. Eu cu gândurile mele. Și cum e? Nu știu, m-am obișnuit în lumea asta. S-ar putea să fie pentru cei care nu înțeleg destul de greu. De asta și antrenamentele sunt specifice. E o lume asta. Da. E lumea ta. Da. Eu așa mă simt bine. Este greu, va fi greu atunci când va trebui să iau decizie să schimb lumea asta, care e destul de grea. Va trebui să încerc să mă schimb puțin, pentru că e greu să fii singur și să trăiești în singurătate. Să părăsești această lume, să intri într-o altă lume, în lumea reală. Lumea alergătorului, în lumea reală, în lumea care ne dorim toți să fim mai veseli, să ne bucurăm de efortul pe care l-am depus și să ne bucurăm de ceea ce am strâns și de rezultate. Tu te bucuri și de viață? Și de viață, da. Dar o să fii în stare să intri în această lume? Nu știu, e greu. Realizez că poate o dată pe an mergem în vacanță și realizez că nu știu să mă distrez sau să particip la grupul de prieteni în care ne aflăm, să am eu o inițiativă. E greu. Nu prea știi discotecile din oraș, nu prea le cunoști. N-am fost niciodată. Nu. N-am fost nici măcar când am fost mai tânără, de vârsta, cum să zic,
adolescenței. Adolescenței, un pic la maturitate. Ca fetele astea de aici frumoase, care fac și sport. Da. Hai! Hai! Dar nu știu dacă ele pot să facă vreodată sport de performanță. Există șanse, dacă îți doresc. Doresc. Am găsit să-ți un pic, nu? Americani cei. Da. Ce fac ele? Baseball? Cred că da, baseball. Cum v-am spus, apa râului este foarte rece și o folosim ca și terapie după antrenamente. Ne băgăm cu picioarele în ea. Este foarte bună la refacere. Și fetele mai înainte au folosit apa râului pentru a se reface după antrenament. Mi-ai spus că se poate opri și inima dacă pui piciorul în ea acum. Prima senzație este că ți-a amorțit tot un organism, dar după 5 minute începe să-ți placă. Suntem în centru orașului Boulder, nu? De câți ani stați aici? Păi am venit din 97 prima dată și din ce în ce cât mai multe luni. Prima dată am stat 3 săptămâni și acum am ajuns și stăm 6-7 săptămâni, luni pe an. Mm-hmm. Mai mergem în România, ne mai întoarcem înapoi. Un pic. Spune-mi, Lidia, de mult vreau să întreb lucrul acesta, vreau să aud părerea unui maratonist. E mult, 42 de kilometri de alergare și 195 de metri pe deasupra. Foarte e grea mult. Cursa? E cea mai grea cursă din atletism? Cea mai grea. Cea mai grea. Sigur. Știi că soldatul de la maraton, la sfârșit a murit. A căzut acolo, a spus vestea, s-a terminat. Astăzi nu se mai întâmplă așa, nu? Nu ne dorim asta, da. Cum e? Cât de greu? Este foarte greu. Mi-aduc aminte la foarte multe maratoane când simțeam că pământul mă atrage. Îmi simțeam tălpile că se lipesc de șosea, îmi simțeam picioarele foarte grele, dar continuam. Ei, astfel de oameni, cum ești tu, care suferă, îndură și fac până la sfârșit această probă, sunt divinizați în lumea sportului, în lumea amatorilor de sport adevărați, în lumea celor care nu iubesc numai fotbalul. Ești foarte cunoscută și iubită în Japonia. Da. Ești adulată. De, da. Ce, și, de ce nu și în România, Lidia Shimon? Sunt mai iubită în Japonia, am foarte mulți fani, dar eu cred că și în România, cel puțin, măcar mi-aș dori jumătate să fie în Japonia, nu știu. N-am Spune. Înțeles niciodată, cel puțin niciodată n-o să uit momentul când am stat 6 ore într-o firmă și am dat semnături pentru foarte mulți oameni. Da. Și momentul când o doamnă a sosit cu un buchet de flori și a început să tremure, să plângă și să spună că își dorea clipa în care să mă întâlnească. Asta niciodată în viața mea nu pot să uit. Lucrurile acestea vreau să rămân. E plină presa, televiziunea, da. A venit Shimon, cum da, fac ei, nu? Da, s-a făcut o mare reclamă acolo, e adevărat. Ai câștigat de 3 ori la Osaka? Am câștigat de 3 ori la Osaka. Ei te cunosc, ești o mare vedetă. Mă cunosc foarte bine. Nu era poate mai bine să trăiești în Japonia decât aici, în Colorado? Îmi place Japonia, dar nu mă pot acomoda acolo. Am înțeles. Mi-ai spus odată, și acum ne apropiem de sfârșit, Lidia, că ai avut o discuție cu băiețelul tău. Da. Cu Cristian. Da. Și el te-a întrebat ceva. Cum e? Păi, de obicei se trezește dimineața foarte obosit și ne spune: mami, nu mai pleci la alergare. Și am zis: mami, eu trebuie să plec la alergare, pentru că dacă mami nu alergă, nu avem cu ce să ne cumpărăm mâncare. Și atunci ce o să facem? O să tăiem frunze la câini? El a tăcut din gură, a meditat și după 5 minute am spus: mami, totuși eu trebuie să plec la alergare. Și l-a spus: mami, mai bine tăiem frunze la câini. Asta a fost. Este prea mic, o să înțeleagă într-o bună zi. Are momente când mă încurajează. Mersi. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Baftă multă. Mulțumesc. Îți țin pumnii strânși multă vreme de acum înainte. Vă mulțumesc din suflet. Felicitări pentru tot ce faci. Hai.